aici pe distinși și noștri invitați și îmi cer scuze că v-am pus să stați acolo. Vreau să urmărim împreună un scurt material, poate unii l-au mai văzut, dar vreau să-l urmărim pentru că ne aduce aminte de cel pe care astăzi îl comemorăm.
situație, nu ți-am vorbit de mai de mari bani, așa de bani, așa de bani, este o inițiativă a părintele Adrian Păcețeanu, el a venit și ne-a rugat, hai să facem o primă tabără pentru cei care nu mai știu. Și am făcut tabăra pentru editarea monumentului Mormântul celor fără din monument, în zona Balanciu. Și în altă de seara stăteam la foc, părintele Adrian Păcețeanu ne mai vorbea ăștia păcânii, cum era cu ea până știu, iar tineri studenții care erau atunci de la scor, stăteau cu mâna pe stradă și ascultau ce spuneau cei bătrâni. Și n-am zis la un moment dat, pe sfârșitul taberei, vine un student la mine, era medicinist, și îmi spune, Doamne, Iubea, dar nu asta aici am doar să te trezi să dai. Aici nu privești nimic. Dar noi și suntem. Zic, măi, tinerețea voastră, toți, să știți că e foarte greu în lumea asta, tinerilor. Noi avem nevoie de casă, avem nevoie de servicii, avem nevoie de alte lucruri. Ori aici trebuie să fii să dai, să te jertești, nu? Ei, să știți că atunci s-a pus pentru noi, pentru cei în vârstă, o problemă. Cum poți, în generația asta tânără, să introduci acest element, adică al jertfei? N-a fost ușor, dar am reușit. Și acum, la bătrâneți, așa cum suntem noi acum, cei bătrâni cu pietre aur, așa, când vedem tineri în jurul nostru, sigur că noi ăștia bătrânii nu vom mai fi. Adică noi ne-am făcut datoria, am predat steagurile de vedere, ne-am dat celor tineri, deci noi de acum putem să murim împăcați. Greu apasă pe umerii lor, celor tineri. Dacă vor fi ajutați, vor merge mai departe și vor ajunge la niște rezultate bune. Dar nu vă putea ajutați, doar Dumnezeu îi poate ajuta, și sigur că îi va ajuta. Fiind să știți că ecuația fenomenului istoric, fiind o mare recunoscut, voința lui Dumnezeu. Oricât ar fi strategic, acum, dar se întâmplă așa, ori de așa mai departe, pot să întâmplă să fie altfel pe doamnă. Deci există această mare recunoscută în ecuația evenimentului istoric. Este voia lui Dumnezeu. Eroi din războiul de independență,
eroi din primul război mondial. Prezent. Ion Moța. Prezent. Vasile Marin. Prezent. Bordeiul Codreanu. Prezent. Nicatori. Prezent. Pecelviri. Prezent. Echipa Mitingului Trescu. Prezent. Eroi din al doilea război mondial. Prezent. Iuliu Maniu. Prezent. George Brădeanu. Prezent. George Manu. Prezent. Luptătorii din munt. Prezent. Parașutiștii rezistenții. Prezent. Morții în lagărul din Rusia. Prezent. Asasinații prigoanei comuniste. Dumnezeu să ia. E foarte dreaptă, foarte multe acolo, continuu, ca să devină mai bun. Adică, în plăsirii de cruci, noi aveam, cât aveam ședințe de plăsirii de cruci, era acest moment al trăgeriei. Ca fiecare să spună camaradului lui ce am văzut greșit în săptămâna respectivă la el. Faptul că s-a răbdat cu ceva, faptul că avea o țintă necorespunzătoare, faptul că a jignit pe cineva. Și cel care auzea chestia asta trebuia să întrebe. Mai mult decât atâta. Fiecare ca o pedeapsă ca să trăiesc. Oare această frământare continuă cu el, cu păcatele din el, cu greșelile din el, a vrut ca foarte mulți din fericiști și au trecut prin școală să devină niște oameni mai afară. Nu știu că suntem oameni, greșim cu toții, dar au reușit să iasă de viuleță față de cei din jurul lor. Deci părerea mea că această luptă continuă cu păcatele și cu greșelile care aveai, poate să dea roate. Că asta este și, dacă, și drumul spre perfecțiune, să spunem așa, perfecțiune umană, că putem spate, că suntem toți obtenți greșelile. Celelalte gânde. Noi, ca să putem să cântăm la asemenea gânde, trebuie să ieșim în afara orașului, în pădure, la distanță de 10-15 km, ca să putem cânta ca dumneavoastră. Mi-a salut acum un spațiu în care puteți să cântați fără a fi muzicit în pădura. Și am văzut să știi că s-o adora treaba, deci faceți foarte atent. Gândiți-vă și pentru vremuri mai bune, că nu se știe cât va răd. N-am spus, i-am spus și Florin odată, mi-am dat aminte de Părintele Justin Pârgu. Era prin 1947, cred că cam așa era. Am fost convocat la Iași, la regiunea Moldova, toți șefii de grup fericit. Deci, eu venim partea vastrui. Părintele Justin Pârgu venea cu un cetățean cu Venica din partea Frății Cruci din Roma. Și ne-am suit la un moment dat, noaptea era, cred că pe la ora 9, așa ceva, a trebuit să ieșim din oraș, să mergem pe dealurile Iașului acolo și ca să vedem noi cântat, așa cum cântat dumneavoastră acum. Și ne-am suit pe, la un moment dat, s-a terminat ședința, ne-am putut sușit ședința de regională care trebuie acolo, am venit instrucțiuni, trebuia să vin foarte repede înapoi în oraș. Părinte și candidat, eram studenta la teologie sau era la seminar, mai sunt teatru la seminar, cred că era, și-a plecat, pus la însuși, dar toată mă zicea de pasul, pas forțat de pe dealul respectiv. Mulțumesc pentru răbdarea de a fi vizionat acest material.